Elevi din 26 de județe participă zilele acestea la Baia Mare la etapa națională a concursului național Cultură și Civilizație în România. Competiția se desfășoară la Colegiul de Arte din oraș și presupune ca, pe baza unui portofoliu, tinerii să își prezinte comunitatea în care trăiesc din punct de vedere cultural, istoric și religios. Festivitatea de deschidere a avut loc la Colegiul de Arte din Baia Mare, în prezența autorităților locale și a reprezentanților Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Fiecare județ este reprezentat la etapa națională de un echipaj alcătuit din 3 elevi din oricare dintre clasele de liceu. Concursul este structurat pe 3 secțiuni și cuprinde o probă teoretică și una practică. Echipele au pregătit în acest sens un portofoliu care cuprinde analiza istorică, lingvistică, etnografică, sociologică și religioasă a comunității din care fac parte, cu evidențierea aspectelor de interculturalitate. Tema aleasă este ilustrată prin mijloace grafice, audiovizuale sau prin obiecte. Educația este cea mai mare comoară a unui om. Comoara aceasta aduce roade dacă este pus în valoare, iar tinerii de astăzi care participă la acest concurs național, acest lucru îl fac. Concursul este organizat de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Portofoliile elevilor vor fi evaluate de cadre didactice universitare, cercetători și reprezentanți ai Ministerului. Am pregătit copiilor 4 zile cât se poate de bune. Colegii mei dascăle s-au ocupat foarte bine de organizare, vor avea pregătită o excursie în Maramureș și vom încerca să le creăm condiții cât mai bune și pentru a desfășura concursul, dar și pentru a se bucura de frumusețile județului. Portofoliile la care au lucrat îndrumați de profesori însoțitori și care conțin atât o parte teoretică, o parte în care au abordat elemente de cultură, de civilizație, fiind un concurs interdisciplinar, are corelație cu istoria, cu limba română, cu etnologia, sociologia, științele socio-umane, religia, și fiecare echipaj a trebuit să pregătească un portofoliu teoretic și apoi și o parte practică, un proiect de conservare a temei tratate pe care ni le vor prezenta pe scenă. Tinerii care au venit aici au adus cu ei tot ceea ce au învățat mai bun de la înaintașii lor și totodată elevii care reprezintă județele și ținuturile țării aici în Maramureș vor avea multe de văzut, de învățat, de asumat. Mai cred totodată că prin cultură și prin religiozitate, fiecare dintre noi putem să devenim conștienți față de responsabilitatea pe care o avem cu privire la modul în care îi cinstim pe înaintașii noștri, care ne-au transmis valorile credinței lor și un anumit fel de a fi, de a crede, de a se ruga. Pentru noi această oportunitate nu ar fi avut loc dacă nu i-am fi avut alături pe profesorii coordonatori, Andrașciuc Gheorghe, Andrașciuc Daniela și profesorul Flavius Vita. Este foarte important, într-adevăr, este prima mea națională și pentru toate fetele cred că este un moment de care suntem foarte mândre și pentru noi oricum suntem mândre de noi că am ajuns în acest punct. Fac parte din echipajul județului Prahova pentru această competiție sub profesorul coordonator Vasile Focșăneanu, profesor de istorie, și am venit aici la Baia Mare împreună cu echipajul meu și doamna Maricica Gâță, care este profesoară de religie. Sper ca Dumnezeu să ne lumineze minților și să ne aducă victoria în competiție. Vin din județul Neamț. Această zi este o zi specială pentru mine pentru că este o experiență nouă, mai ales aici în Baia Mare, la Maramureș. Urez succes tuturor județelor participante. Festivitatea de premiere va avea loc duminică la Colegiul de Arte din Baia Mare.